lucrurile sunt greu de înțeles. De aceea oamenii îi aleg pe cei de la care ei se așteaptă ca la, după alegeri să le meargă mai bine decât le mergea înainte. Oamenii nu întreabă care sunt standardele de anticorupție valabile pentru țări dezvoltate din punct de vedere democratic în baza unui discurs politic corect. Oamenii nu își pun astfel de întrebări. Ei se întreabă pur și simplu ce este bun pentru mine, ce se schimbă pentru mine mâine și așa și iau oamenii deciziile. Ne place ori nu ne place. Lucrul acesta s-a văzut și la alegerile locale din România. Situația este relativ volatilă. Lucrurile se pot însă schimba la următoarele alegeri, la cele parlamentare. Ori așa este atunci când trăim într-o societate liberă.